La polul opus, câteva sute de oameni au petrecut revelionul în stilul extravagant al anilor 20. Palatul Parlamentului a fost gazda unei petreceri tematice, inspirate din cartea și filmul Marley Gatsby. Totul a fost la superlativ. Singurul lucru care a lipsit a fost Leonardo DiCaprio. De la cei mai mici, invitații au venit perfect pregătiți pentru aniversarea lui 2014 în stilul anilor 20. Decorul a fost în prim plan, Casa Poporului. Pe covorul roșu, doamne cochete au pășit la brațul partenerilor îmbrăcați la fatroace. Accesoriul vedetă a fost papionul. După câteva instantanee, invitații s-au așezat la masă. Din meniu, fructe de mare, homar, purceluși de lapte, mâncare tradițională, dar și 40 de feluri de băuturi. Câteva minute înainte de miezul nopții, domnișoarele singure au pornit în căutarea marelui Gatsby. Sperau să iasă în evidență cu machiajul, rochia și accesoriile alese pe sprânceană. Îmi place foarte mult perioada celor ani. Întotdeauna am visat să trăiesc în trecut. Anii 20 sunt anii decadențe. Ca atare, numai seara asta mă comport așa. Iar când ceasul a indicat miezul nopții, spectacolul artificiilor i-a ținut pe invitați cu sufletul la gură. A fost o petrecere reușită care cu siguranță se va repeta și în viitor. Nu te